Acțiunea a fost marcată pentru prima dată în România în anul 1997. Astrul solar a fost sărbătorit la nivel internațional pentru profesioniști, amatori, copii și pentru toți cei care sunt pasionați de astronomie. Prin acest proiect se dorește ca minunile bolții cerești să fie aduse cât mai aproape de pământeni. Gorjenii au privit astăzi soarele prin telescop și au putut observa o serie de pete și globuri de pete solare. Astăzi sărbătorim ceea ce am sărbătorit și ieri. De fapt, ieri a fost ziua Soarelui, care se înscrie în unul din evenimentele desfășurate în cadrul Lunii Mondiale Astronomiei. Ultima acțiune dedicată astronomiei se va desfășura pe 30 aprilie, Coloana Infinitului. Va fi locul unde se va trage o concluzie asupra întregii activități a Societății pentru Cultură și Știință Tinerii pe Viitor. Ați venit să priviți soarele? Da. Cum zi foarte frumoasă. Foarte mic. Sloganul O lume, un cer, în această lună, în cadrul a 30 de programe oficiale, pe tot mapamondul au fost organizate activități de promovare a astronomiei.